departe. Ups. Nu se mai închide asta. Are gheață. Thank you.
E bună zăpada. Salutare și bun venit pe canal! După experiența din Parâng, din episodul precedent, m-am gândit să renunț la ture de iarnă în Munții Înalți, din motivele evidente, cel puțin pentru o perioadă, și să mă rezum iarna la ture mai ușoare în munții mai mici. Iată că muntele Cozia, care deși pare mic pe hârtie, este totuși un munte mare dacă vrei să-l urci la pas. Mai am un episod din Cozia, episodul 4, filmat toamna, dar parcă acel episod, cum să o spun eu mai elegant, nu prea aduce cinste canalului și nici muntelui. De fapt, cam primele 4-5 episoade nu aduc și mă gândesc ușor-ușor să le refac într-o altă manieră și la o altă calitate. Și o să stăm în curând puțin de vorbă și despre începuturile acestui canal. Așadar, Cozia. Am ajuns din nou aici și am zis să încerc și alte trasee de pe acest munte. În episodul 4 fusesem pe traseul cu bandă albastră, ce trece pe la Mănăstirea Stânișoara, iar acum am făcut un fel de circuit,
știți cum îmi place mie să zic, și anume am urcat pe traseul cu triung roșu, care se împreunează cu bandă roșie în zona unei stâne și ambele trec pe la refugiul Turneanu, un refugiu foarte drăguț de altfel, și care duc în cele din urmă la cabana Cozia, aflată la 1573 de metri altitudine. De acolo până pe vârful cel mai înalt, vârful Cozia, de 1668 de metri, nu se mai face mult, undeva în jur de 10-15 minute, și se urcă fără marcaj. Vârful este semi-împădurit, iar peisajele se deschid mai mult spre partea vestică, distingându-se astfel foarte bine masivul Buila Vânturarița. În schimb, de la cabană se poate vedea și spre Făgăraș, chiar toată creasta, se vede Iezer Păpușa și se văd chiar și bucegii. Coborârea am făcut-o o parte tot pe unde am urcat, unde triunghi roșu merge împreună cu bandă roșie, iar în zona stânii, unde traseele se despart, am mers mai departe pe bandă roșie, până jos la Mănăstirea Turnu, locul de unde pornesc majoritatea traseelor, cel puțin cele pe care am fost eu. Cum mi s-a părut muntele Cozia? Deși nu a fost nimic nou pentru mine acum, Cozia mi se pare un munte puțin brutal, aș spune. Toate traseele aici sunt lungi, chiar foarte lungi unele, țin 4, 5, chiar 6 ore și au foarte multă diferență de nivel. Se pleacă de la aproximativ 300 de metri și se ajunge la 1600, deci o diferență de 1300 de metri la care mai adaugi 100-200 de metri de la zonele unde cobori ca să le urci la loc sau invers. Traseul cu triunghi roșu este considerat cel mai dificil. Este foarte abrupt, are zone expuse, iar dacă prindeți noroaie este foarte periculos. Iar cel mai lejer traseu ar fi cel cu bandă roșie, care deși lung și el și cu ceva zone abrupte, este cel mai sigur și ferit de pericole. Deci dacă veniți în Cozia, înarmați-vă cu multă forță, timp și răbdare. În orice caz, eu unul nu aș recomanda Cozia pentru trasee de o zi, decât poate dacă este vară și e ziua foarte lungă. Cozia mi se pare ideal pentru ture de weekend, cum am făcut și noi acum, în care urci în prima zi, stai o noapte la cabană și cobori a doua zi. Noi acum am stat 3 zile aici pentru că am profitat și de weekendul prelungit cu 24 ianuarie. Când am ajuns aici, în prima zi era un peisaj de toamnă cu multe frunze uscate, iar zăpada era doar sus pe crestele înalte și puțină, așa că am urcat cât de cât ok. În prima noapte a nins și a viscolit, iar a doua zi era cu totul alt peisaj. Aveam în plan să urcăm pe vârf și să mai facem un mic traseu pe acolo, dar având în vedere că zăpada s-a mărit considerabil a doua zi, am urcat doar la vârf și atât. A treia zi dimineață, deși cu soare, a fost un ger cumplit. O temperatură de minus 18 grade la care se adăuga și un vânt, deși nu prea puternic, care amplifica și mai mult senzația de frig. Urmele din zăpadă se acoperiseră, iar la coborâre a trebuit să facem iar potecă. Dar cu toate astea a fost soare și vreme bună. Cum mi s-a părut cabana Cozia? Păi este ca orice cabană de munte, cu condiții decente, fără prea multe pretenții. Deși fără mare varietate, ca mâncare și băutură au cam tot ce ai putea avea nevoie pe munte. În cazul nostru acum au avut supă de pui și friptură cu piure și murături, omletă dimineața, cafea, ciocolată caldă, vin fiert, ceai, bere, sucuri. Eu unul consider că e suficient. În schimb, toaletele mi s-au părut cel puțin dubioase din punct de vedere al modului cum au fost construite. Practic sunt două WC-uri turcești, fără niciun despărțitor între ele. Probabil să vă țineți de mână atunci când... Bine că nu am avut nevoie. Încă o chestie, dacă veniți iarna aici, vă recomand să aveți cu voi și un sac de dormit, măcar unul de 5 grade. Dacă este foarte frig afară, cum au fost acum minus 18 grade, sobele nu prea fac față. Eu unul fiind mai friguros de fel, mă cam înțepa așa puțin frigul spre dimineață. Dar una peste alta, dacă nu ați fost niciodată aici, vă recomand o experiență la cabana Cozia. Cu ce am filmat? Pentru că știam că va fi foarte frig, în tura asta am decis să filmez cu camera aceasta cu care filmez și acum, cu Sony ZV-1, camera cu care am filmat aproape tot sezonul 2 și care s-a dovedit încă o dată de încredere și care a făcut față cu brio temperaturii de până la minus 18 grade. Temperatură care de fapt era și mai scăzută din cauza vântului. Bateriile în schimb nu prea. Într-o zi cu temperaturii normale, cele 3 baterii pe care le am la camera asta îmi cam ajung o zi de filmat, și oricum am mereu la mine o baterie externă cu care îmi încarc diferitele electronice. În schimb, acum, doar în dimineața celei de-a treia zi, în care au fost minus 18 grade, am schimbat două baterii în decurs de 15 minute. Chestia e că după ce intram la căldură, își reveneau. Și ca un mic sfat, nu încărcați bateriile la temperaturi de îngheț și nici la temperaturi foarte mari de 35-40 de grade. E adevărat că multe baterii în zilele de azi au tot felul de circuite și protecții, e bine totuși să nu încercați să le duceți la extreme. Încărcați-le la o temperatură decentă. Se găsesc pe internet multe informații în acest sens. Cum am fost îmbrăcat?
Păi în mare parte cum am fost și în Parâng. Un tricou sintetic, urmat de o bluză din lână merino de data asta, bluza Windstopper și geaca albastră de puf pusă pe exterior de data asta, cum de fapt e normal să o porți. În Parâng o pusesem pe interior mai mult ca să o apăr de umezeală. Pentru picioare am avut pantalonii obișnuiți de munte, iar pe dedesubt am avut niște pantaloni de training. Și bineînțeles nu au lipsit parazăpezile. Am fost încălțat cu o pereche mai groasă de șosete de trekking și cu ghetele de 3 sezoane peste care am dat cu un spray impermeabil care să le sporească rezistența la umezeală. Iar pentru cap am folosit căciula mea roșie cu moț, pe care ați tot văzut-o în episoadele precedente și care are material de polar pe interior și este foarte călduroasă. Și am mai folosit și o cagulă pentru zonele unde viscolea. Cagulă, bandană, buff, orice care să vă acopere nasul și gura și care să vă ferească de aerul foarte rece este binevenit. Și ultima componentă, deși una foarte importantă, perechea de mănuși. De preferat să fie una impermeabilă. Mănușile mele nu sunt și din experiență vă spun că cel mai neplăcut lucru este să ai extremitățile umede și implicit reci. Sau chiar mai rău. Va trebui cât de curând să-mi iau și eu altele mai bune. Ca accesorii auxiliare am avut mini colțarii, sau gheruțele cum li se mai spune, pe care le-am folosit la urcarea pe vârf și la coborâre în ultima zi, pe anumite porțiuni mai abrupte, și am mai avut și pioletul. Iar Cozia este un munte unde veți avea nevoie fie de un piolet, fie de bețe de trekking. Și bineînțeles, lanterna frontală care nu lipsește niciodată pe munte. Așadar, acum mi-a fost bine și nu am mai pățit nimic asemănător cu ce am pățit în Parâng. În plus, de data asta, Mariana a avut cu el și niște stații walkie-talkie cu care am putut ține legătura fără niciun fel de problemă. Au o rază de acțiune de până la 9 km, deci mi se par niște dispozitive foarte utile și pe care mulți munțomani ar fi bine să le aibă. Pe telefonul mobil nu ai întotdeauna semnal, deci nu te poți baza pe el. În Cozia este semnal, aproape oriunde. În schimb, în Parâng, de exemplu, nu este deloc semnal din șosea până în creastă, doar aproape de vârf e. Cam atât am avut de zis, nu uitați să vă abonați pe canal dacă vă place ceea ce vedeți și doriți să vedeți și mai departe ceea ce vreau să fac. Verificați și episoadele anterioare, am făcut câte un playlist pentru fiecare sezon în parte. În curând va apărea și un nou sezon, după episodul 50, așa cum v-am spus mai demult, momentan nu vă spun mai multe. În rest să fim cu toții sănătoși. Și să ne revedem cu bine la următorul episod, acasă, în natură.